Cum apreciați evenimentul de astăzi? Evenimentul de astăzi sau simpozionul de astăzi l-aș defini ca fiind un element al unității care s-a putut crea și creiona între diferitele instituții care sunt aici în Buzău. Am fost plăcut impresionat de alocuțiunea fiecărui participant și de modul deschis în care a vorbit sau au vorbit despre libertatea religioasă. Îmi dau seama că avem multe de făcut în direcția aceasta. Poate ca biserică de mult timp ar fi trebuit să promovăm cât se poate de mult idealurile pe care noi le-am avut. Nu este târziu, sperăm să o facem. Este un început astăzi prin acest simpozion aici la Buzău, prin deschiderea care s-a creionat față de diferitele instituții și persoane publice și credem că vom putea continua cu și mai mare elan odată ce s-a creat această unitate. Sunt foarte multe probleme ale comunității care pot fi rezolvate dacă ne aplecăm asupra punctelor comune, lucrurilor care ne unesc și nu cele care ne despart. Sigur, după aceea intervine și este foarte important activitatea bisericilor. Indiferent de confesiune, sunt convins că cei care au un crez, cred în Dumnezeu, fiecare în Dumnezeul lui, sunt mai utili comunității și mai aproape de oameni decât cei care nu cred în nimic. Astăzi suntem invadați, spațiul public este invadat de oameni care nu cred în nimic, sunt indiferenți la tot ceea ce se întâmplă, critică pe toată lumea și nu vor fi niciodată oameni pe care comunitatea să se poată baza. Ce ne puteți spune despre acest dar, libertatea religioasă? Trăim într-un teritoriu în care nu cred că se pune problema restrângerilor de niciun fel. Suntem într-un stat democratic și uneori chiar mă sperii că vorbim de libertăți ca și când suntem pe punctul să o pierdem. Doamne ferește să se întâmple lucrul acesta. Libertatea religioasă este aceeași, sau ar trebui să aibă aceeași formă de libertate ca oricare altă libertate. Libertatea la educație, libertatea la sănătate, adică nu cred că astăzi în România mai este cineva care să se simtă amenințat de această formă. Cred că mai degrabă ar trebui să ne preocupe, cum spuneam și mai devreme, ignoranța. Cred că fiecare are dreptul să creadă în Dumnezeul lui și să poată merge liber în comunitatea lui, în societate, fără să fie judecat pentru lucrul acesta. Până la urmă, cum spuneam, este mai important, sau și cred că este foarte important, ca fiecare din noi să avem sau să ne luăm libertatea, să ne orientăm către o religie, pentru că e mai grav dacă nu am face-o. Eu am relații foarte bune cu celelalte confesiuni. Chiar relații foarte bune, pentru că vă citesc tot ceva din Biblie. În Biblie scrie așa, cum răspunde în apă fața omului, la fața omului. Deci dacă te uiți în apă sau dacă te uiți în oglindă, așa răspunde inima omului, inimii omului. Dacă, indiferent de ce confesiune are cineva, îl tratezi cu dragoste, îl tratezi cu respect, cauți să ai un dialog cu el. El are anumite convingeri pe care trebuie să ni le respectăm și aici iar aș vrea să-L aduc tot pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel care ne-a creat liberi și Dumnezeu ne respectă pe toți. Ce ne puteți spune despre relațiile interconfesionale și pacea mondială? Este o întrebare bună. Cred că avem nevoie la ora actuală să milităm pentru un pluralism religios, iar pentru aceasta e nevoie ca să ne cunoaștem unii pe alții. În acest scop, noi am gândit, într-adevăr, pentru a ne cunoaște, e nevoie să ne întâlnim lideri din partea tuturor religiilor. De asemenea, nu doar lideri religioși, ci și diplomați, oameni politici, prin care profesori universitari, deci scholars, cât și societatea civilă, să putem crea, într-adevăr, un dialog, l-am numit noi dialogul 5, în care să înglobăm aceste categorii, dar lideri religioși au un rol determinant, iar pentru ca să fie o pace între religii, să fie o înțelegere, e nevoie de o cunoaștere reciprocă. Pentru această cunoaștere reciprocă e nevoie ca să dialogăm mult unii cu alții. La Bruxelles avem astfel de experiențe, ne întâlnim lideri religioși din partea foarte multor religii și în diferite locuri în lume, pentru că considerăm în modul în care noi ne cunoaștem identitatea, ne cunoaștem tradiția, ne cunoaștem orientarea și în același timp viziunea pe care vrem să o aducem în societate, aceasta poate contribui foarte mult la pace.
pentru pace am militat foarte mult și în ultima vreme chiar am scris, prin organizația pe care o reprezint, a fost scris un volum, Agenți și ambasadori pentru pace, în sensul cum putem să contribuim pentru ca pacea să fie o realitate. Și cred că fiecare este un contribuabil în sensul acesta, prin atitudinea pe care eu am față de ce se întâmplă în societatea din care facem parte. În România avem 18 culte și 23 de asociații religioase, ceea ce denotă că o țară din Uniunea Europeană este permisivă cu viața religioasă, pentru că nu se impun anumite reglementări vis-a-vis de numărul cultelor recunoscute sau vis-a-vis de asociațiile recunoscute. Și ca o concluzie, înseamnă că viața religioasă din România are libertate pe deplin în aceste momente și ne bucurăm de o libertate pe deplin față de o perioadă în care, cu toții știm de tristă amintire, în care nu era permis să ne dezvoltăm ca și gândire și conștiință. Spuneți-mi, cum putem păstra această valoare universală, libertatea religioasă? În primul rând, o putem păstra ne uitând prin ceea ce am trecut, atâta vreme cât nu ne uităm istoria și nu uităm prin ceea ce au trecut înaintașii noștri, cu siguranță vom păstra ceea ce avem, bunul pe care îl avem, pentru că a putea gândi și a avea o conștiință liberă este un dar, așa cum spune și titlul întâlnirii de astăzi, este un dar, libertatea este un dar de la Dumnezeu, pe care trebuie să-l păstrăm și care are așa de mare preț încât nu ne dăm seama de el decât în momentul în care nu-l avem. Ca și sănătatea, cum a spus un interlocutor de mai devreme, că atunci când o ai, abia atunci îți dai seama cât de importantă este.